Doamna Greceanu, din câte înțeleg, noi trebuie să punem la vot propunerile redacționale care sunt pe textul declarației, pentru că am și eu o propunere redacțională, pornind și de la ceea ce au spus colegii, poate completăm denumirea declarației în mod următor și scriem cu privire la dezacordul reprezentanților organizației criminale organizate Plahotniuc și a grupului criminal organizat Șor și altor grupuri criminale, cu privire la dezacordul dizolvării Parlamentului, ținând cont și de prestația Procurorului General de săptămâna trecută, care ne-a informat că în Parlamentul Republicii Moldova sunt reprezentanți anumitor organizații criminale și grupuri criminale și probabil un asemenea titlu mai bine ar reprezenta situația la moment în Parlamentul Republicii Moldova. Așa, aș propune să spunem votului regulamentar toate propunerile redacționale care sunt.